Forțele armate ale Ucrainei au luptat. Toți oamenii, cetățenii Ucrainei, au luptat. Lucru pe care l-a văzut întreaga lume. La fel, același lucru îl putem spune și despre reprezentanții politicilor externe pe care le avem. Toată lumea a luptat și aș vrea să recunoaștem meritele tuturor celor care au contribuit la acest efort. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru că ați vorbit despre Ucraina, pentru faptul că întreaga lume... Au văzut că suntem de neoprit, că suntem invincibili. Am arătat un an de invincibilitate, așa că mulțumiri mari tuturor. Vă sunt recunoscător vouă și colegilor voștri. Vă mulțumesc vouă, jurnaliștilor, care aveți o profesie extraordinar de importantă. Este extrem... Aș dori să ținem un minut de reculegere pentru cei care nu mai sunt alături de noi, dar pe care ni vom aminti mereu. Нам всім це важливо, і їм важливо. Дуже дякую. Я думаю, без зайвих слів ми можемо починати говорити, спілкуватись. Справді, давайте починати говорити, спілкуватися. Не забувайте піднімати. Este important. Cred că este important pentru toată lumea. Слово Кристиан, будь ласка, CNN. Cred că putem începe. Vom începe conferința. Mr. President, thank you for taking this question. Nu uitați să vă prezentați. Cristian, CNN, te rog, spune. Mr. President, I'm interested in the timeline. Today, on the anniversary, you Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați preluat întrebarea. Domnule președinte, sunt interesată astăzi la aniversarea unui an. Ați vorbit cu forțele proprii, ați vorbit despre victorie în decursul acestui an. Am auzit că partenerii din vest au spus că vă vor fi alături pentru atât cât va fi nevoie. Liderul de la Kremlin spune că timpul este de partea lui. De ce credeți că se poate termina până la sfârșitul anului? Cum vedeți acest până oricât timp va fi nevoie? Răspuns pe care îl primiți de la prietenii din vest. Vă mulțumesc pentru întrebare. Îmi doresc cu adevărat și cred că fiecare partener, toată lumea, va rămâne alături de noi, vom rămâne puternici împreună și vom rămâne ca un pumn, toate degetele strânse. Toți partenerii noștri își doresc victoria și toți rămân alături de noi, rămân sinceri față de ceea ce au spus. Deja am arătat că suntem puternici, am arătat că parteneriatele noastre sunt puternice și dacă ne vom face cu toții temele, dacă fiecare dintre noi își va face treaba, atunci cu siguranță putem obține victoria. Sunt încrezător că putem obține victoria și sper că asta se va întâmpla anul acesta. Avem tot ce ne trebuie pentru a putea obține victoria anul acesta. Avem prieteni, avem diplomație, cu toții ne-am făcut treaba și ne-am apărat împotriva acestui val de invadatori. Cred că nicio țară din lumea aceasta nu poate de una singură să lupte împotriva unei astfel de coaliții. Poate doar Statele Unite ar putea să facă asta, dar din fericire ei n-au vecini la fel cum avem noi. Pentru Ucraina de data aceasta nu este singură. Avem prieteni. Ne asigurăm că acest război nu va continua și nu vrem să continue în altă parte. Înțelegem ce vrea Putin, înțelegem ce își dorește Kremlinul. Înțelegem ce își dorește leadership-ul militar și politic
din Moscova, dar este important pentru noi ca toată lumea să se concentreze, să lucreze la ce are de făcut, ne facem temele și astfel vom câștiga, astfel vom ajunge la victorie. Pentru că adevărul, dreptatea este de partea noastră. De partea noastră și putem vedea, vedem că ne pierdem copii, este îngrozitor ce se întâmplă pe câmpul de luptă, iar ei, rușii, au nenumărate victime, doar că ei sunt invadatori. Domnule președinte, bună ziua, în primul rând, vă mulțumim pentru exemplul de reziliență și pentru credința pe care o arătați. Cu toții credem în victorie, dar acum mulți experți internaționali spun că vorbim despre un război al epuizării. Sunt importante resursele pentru a obține o victorie clară și apoi trebuie să ne gândim și la negocieri. Cum vor arăta negocierile? Cum arată victoria pentru Ucraina? Nu vreau să vorbim în teorie. Nu știu cum aceste negocieri vor avea loc. Noi am spus în mod foarte clar în fața membrilor G20 care sunt condițiile noastre pentru o negociere. Ne-am dorit să existe G19, nu G20, în urma acestor atacuri. Referitor la cum vedem negocierile, trebuie să vedem ce a făcut Rusia aici și cum impactează asta nu doar securitatea noastră. Sunt mai multe crize pe care agresiunea Rusiei și ocuparea unor centrale nucleare le-a cauzat. Faptul că blochează marea, faptul că transporturile sunt blocate, toate aceste aspecte contribuie la o securitate precară. Ce pot să vă spun? Am vorbit despre asta, am spus ce ne-am dori, iar astăzi vedem un interes referitor la discuții de pace și aș vrea să-mi exprim recunoștința față de țările care susțin asta. Chiar ieri, 41 de țări au susținut la adunarea generală negocierile de pace pe care ne le dorim și noi. Îmi doresc ca următorul summit să fie cât se poate de productiv. Vom avea un summit într-o țară care poate să găzduiască cât de multe țări ale lumii. Lucrăm cu partenerii noștri, avem o echipă, iar pentru a ne asigura, nu doar că partenerii noștri strategici ne susțin și vor fi acolo la acest summit pentru pace, lucrăm din greu pentru a avea reprezentanți de pe diferite continente, reprezentanți din America Latină pentru această formulă de pace.